Temperaturile ridicate au dat natura peste cap în județul Giurgiu. Pot să juri că a venit primăvara. Pomii sunt în floare pentru a doua oară în acest an. Este nefiresc de cald în tot sudul României. Pe litoral, curajoși au făcut chiar și baie în mare. Cele 20 de grade Celsius de afară au fost suficiente pentru ca acest tânăr să se arunce în valuri. La mijloc de octombrie spune că apa este perfectă. Este un obișnuit al băilor târzii în mare. Când ai intrat cel mai târziu în mare? Ai făcut? Cei care nu au avut același curaj s-au mulțumit cu o plimbare și un selfie în tricou. O zi frumoasă de octombrie. E o vreme faină pentru role? Este. La cum a început toamna, cu ploi și ninsori la munte, puțin se mai gândeau la temperaturi de primăvară. În urmă cu 3 săptămâni scoteam de la naftalină hainele groase pentru că afară termometrele arătau sub 10 grade Celsius, iar noi ne pregăteam deja de iarnă. Acum am trecut la training, sunt 18-20 de grade Celsius și ne simțim mult mai lejer așa. De săptămâna viitoare vom avea 25 de grade Celsius, spun meteorologii, așa că vom ieși la plimbare în tricou. Oscilațiile de temperatură nu sunt bune pentru pomicultură, spun specialiștii. În sudul județului Giurgiu, perii, merii și cireșii au înflorit a doua oară în acest an. Intră în vegetație și la anul nu s-o mai avem mere, nu s-o mai avem fructe. Rodul lui care a fost puternic a plecat acum și rămâne celălalt care e mai slab. De la încălzirea vremii și plus de asta a fost ploile. Exemplarele astea au reacționat ca și cum vremea asta ar continua așa. În următoarele 4 zile ne așteaptă o încălzire accentuată a vremii. Și minimele vor fi generoase, nu vor mai scădea sub 0 grade și vor fi multe zone în țară în care chiar mercurul din termometre nu va scădea la orele dimineții sub 10 grade Celsius. Iar maximele vor atinge marți chiar și 27 de grade Celsius în sudul țării.